Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În clipul de astăzi o să vorbim despre Renault Arkana, motorizările, dotările și prețurile care sunt valabile începând cu luna februarie 2023. Momentan suntem la interiorul modelului pe care îl avem la test drive. Este vorba despre motorizarea Mild Hybrid 160 EDC, nivelul de echipare Techno. Acest model se poate testa la sediile noastre, iar în showroom în momentul de față avem un model expus, versiunea de echipare RS Line, într-o culoare alb perlat. Renault Arkana se poate echipa cu 3 motorizări diferite. Este vorba de motorizarea Mild Hybrid 140 EDC pe primul nivel de echipare, echilibre, și are un preț de pornire de 26.000 și 250 de euro. Mai departe, pentru versiunea Techno avem 2 motorizări, Mild Hybrid 140 EDC, ca și la versiunea echilibre, la un preț de pornire de 28.000 și 350 de euro, sau versiunea Mild Hybrid 160 EDC, cum este și acest model, la un preț de pornire de 28.000 și 950 de euro. În sfârșit, versiunea RS Line se poate echipa cu motorizarea Mild Hybrid 160 EDC de la un preț de pornire de 31.000 și 450 de euro. Pentru Renault Arkana mai este disponibilă și motorizarea E-Tech Hybrid pe 3 niveluri diferite de echipare, echilibre, de la un preț de pornire de 28.000 și 50 de euro, Techno, de la un preț de pornire de 30.000 și 150 de euro, sau E-Tech Engineered, 33.000 și 450 de euro. Printre dotările standard enumerăm asistența la frânarea de urgență, cruise control și limitator de viteză, asistență la menținerea benzii de rulare, ca și pe Renault Clio, recunoașterea indicatoarelor rutiere, alertă privind distanța de rulare, frână de parcare electrică sau camera video pentru marș arier. La capitolul multimedia avem un sistem EasyLink de 7 inci cu ecran tactil, radio, Bluetooth, funcție replicare smartphone, 6 difuzoare și 2 porturi USB. În ceea ce privește afișajul de bord, pentru motorizările Mild Hybrid avem inclus un afișaj de bord TFT de 4,2 inci, iar pentru motorizarea E-Tech Full Hybrid 145, indiferent de nivelul de echipare, veți primi în standard un afișaj de bord TFT de 7 inci. Acest model, care este versiunea de echipare Techno, după cum vă spuneam, are ca echipamente standard, în plus față de prima versiune, frână de parcare electrică cu funcție auto hold, detectarea obstacolelor laterale, asistent pentru un mort, alertă pentru depășirea vitezei legale, asistent adaptativ pentru faza lungă, rear cross traffic alert sau hands-free parking. Mai departe, la capitolul confort, avem bancheta spate rabatabilă o treime, două treimi și oglinda retrovizoare interioară electrocrom. La multimedia, versiunea de echipare Techno vine cu sistem EasyLink de 9,3 inci, într-un afișaj de tip portret, afișaj de bord TFT de 10 inci, încărcare cu inducție pentru smartphone și buton multisens cu 3 moduri de condus, plus
iluminarea ambientală pe interiorul portierelor sau la nivelul bordului. La design, versiunea de echipare Techno vine cu geamuri spate și luneta cu tentă închisă, tapiserie mixtă, textil și piele artificială și jante de aliaj de 18 inci într-un design biton denumit Pasadena. În afară de aceste echipamente standard, Arcana se poate dota opțional cu o trapă electrică, round view camera, carcase oglinzi de culoare neagră, plafon de culoare neagră, sistem EasyLink de 9,3 inci cu sistem audio Bose, roată de rezervă temporară, pachet safety care include cruise control adaptativ cu funcție stop and go și asistență la păstrarea benzii, pachet winter care include scaun șofer cu reglaj electric, volan de piele, scaune față încălzite și volan încălzit, pachet RS Line care include personalizare exterioară RS Line, protecții bară față-spate în ton cu caroseria și plafon de culoare neagră care este disponibil numai pentru varianta de echipare RS Line, elemente cromate de culoare gun metal grey numai pentru varianta de echipare ETEC Engineered. Toate aceste pachete opționale sunt disponibile pe anumite niveluri de echipare, iar pentru mai multe informații nu ezitați să veniți la sediile noastre sau să ne apelați la numele de telefon din descrierea acestui clip. Varianta de echipare RS Line, în plus față de varianta de echipare Techno, vine cu cruise control adaptativ cu funcție stop and go, volan îmbrăcat în piele, oglindă interioară fără ramă, carcase oglinzi de culoare negru strălucitor, scaun șofer cu reglaj electric, volan și scaune față încălzite, jante din aliaj de 18 inci cu design RS Line, pachet interior și exterior RS Line sau tapiserie din piele Alcantara. În sfârșit, versiunea ETEC Engineered vine cu o serie de echipamente în plus față de versiunea Techno pentru motorizarea ETEC 145. Avem cruise control adaptativ cu funcție stop and go, scaun șofer cu reglaj electric înălțime și adâncime și înclinație, volan îmbrăcat în piele, volan încălzit, carcasele oglinzilor într-o culoare negru strălucitor, scaune față încălzite, tapiserie din piele cu design ETEC Engineered, design specific ETEC Engineered cu elemente cromate de culoare aurie, jante de aliaj de 18 inci design ETEC, schimbător de viteze de tip e-shifter și pachet interior-exterior ETEC Engineered cu elemente cromate de culoare aurie. În ceea ce privește motorizările cu care se poate echipa Renault Arcana, prima dintre ele, Mild Hybrid 140 EDC, care se poate alege de pe primul nivel de echipare, este o motorizare care include un motor de 1,3 litri, ce dezvoltă 140 de cai putere și un cuplu maxim de 260 Nm. Este legat la o cutie automată cu dublu ambreiaj în 7 trepte, la fel ca și motorizarea Mild Hybrid 140 EDC, care are un cuplu maxim de 270 Nm și 160 de cai putere. Motorizarea ETEC Full Hybrid 145 are un cuplu maxim de 148 Nm, dezvoltă 145 de cai putere, fiind legată la o cutie de viteze Hybrid ETEC. În condiții WLTP, motorizarea ETEC Full Hybrid 145 promite un consum de 4,7-4,8 litri la 100 de kilometri și 105-108 grame dioxid de carbon per kilometru, la fel într-un ciclu WLTP mixt. Celelalte două motorizări, Mild Hybrid 140 și Mild Hybrid 160, au un consum în ciclu mixt WLTP de 5,8-5,9 litri la 100 de kilometri. Renault Arcana este disponibil pentru comandă și prin programul Rabla, iar în funcție de motorizarea aleasă veți obține anumite bonusuri și ecobonusuri, iar în funcție de mașina pe care o aduceți pentru a primi un tichet Rabla și motorizarea aleasă, veți primi anumite bonusuri. Pentru mai multe informații, vă așteptăm la sediile noastre, unde puteți face și un test drive cu acest model. Acesta a fost clipul nostru de astăzi, vă mulțumim pentru atenție, iar până data viitoare vă dorim drumuri bune. Pe curând! We'll be right back.